Inaugurată cu mare fast și prezentată ca un obiectiv de anvergură, piața de gro pentru pește a rămas închisă chiar după două zile de la tăierea panglicii, operațiune care desigur nu putea să lipsească. Se știa de altfel că piața nu poate funcționa pentru că nu are cine să o administreze, dar a trebuit să mai asistăm la un exercițiu inutil de imagine. Acum piața este deocamdată doar o clădire cu porțile închise. Chiar dacă a fost inaugurată pe data de 3 octombrie, piața de gro pentru pește este în continuare închisă și așa este chiar de atunci. A fost deschisă doar timp de două zile pe 3 și pe 4 octombrie. Știm cu toții, s-a și văzut la data respectivă, că aici s-a vândut pește numai de către câteva firme sau persoane fizice autorizate. În acele două zile de inaugurare, cum s-ar spune, persoane fizice autorizate sau societăți, cum spuneam, care au afaceri în domeniu și care nu au nicio altă legătură cu piața de gro pentru pește. Nu aceasta este problema. Piața de gro pentru pește va rămâne închisă cel puțin încă 3 săptămâni de acum încolo, pentru că abia pe 11 noiembrie este programat concursul de ocupare a posturilor pentru cei care vor lucra aici sau care vor lucra pentru această piață. Pe 11 noiembrie va fi un concurs scris și va mai dura după această dată pentru că va trebui dat și un interviu. Este vorba de 9 locuri, 9 angajați care se vor ocupa de această piață. Curios este că din acești 9 angajați, doar unul singur va manipula peștele, doar unul singur va avea de-a face cu cantitățile de pește ce se vor aduce aici și ce se vor derula prin această piață, un singur muncitor manipulant. Din cei 9 mai sunt un electrician, un frigotehnist și un îngrijitor, iar ceilalți 5 sunt persoane cu studii superioare, consilieri, consilieri deputanți, referenți, șef de birou sau consilieri de gradul 1, adică funcționari. În aceste condiții, cum va putea atinge piața de pește indicatori de performanță care să o facă eficientă, rămâne o mare nebuloasă. Rămâne și de văzut dacă, după ce vor fi efectuate angajările anunțate de primărie, va mai fi programată o nouă inaugurare.